Termenul pentru dezbaterea proiectului de lege referitor la alegerea primarilor în două tururi inițiat de PNL a fost amânat luni cu 15 zile de plenul Senatului în urma unei dezbateri scurte, cu 65 de voturi pentru și 38 împotrivă. Termenul pentru dezbaterea proiectului de lege referitor la alegerea primarilor în două tururi inițiat de PNL a fost amânat luni de la 45 de zile la 15 zile de plenul Senatului. Senatorul liberal Teodor Atanasiu a spus în plenul Senatului că proiectul a fost plimbat prin comisii și că nu este necesară o dezbatere publică pentru că a fost dezbătut după incendiul din clubul colectiv de oameni în stradă. Biroul permanent al Senatului acordase anterior ca termen pentru depunerea raportului pentru toate propunerile legislative referitoare la alegerea primarilor data de 18 aprilie. Liderul PNL, Alina Gorghiu, a declarat că maxim o săptămână sesizarea PNL privind organizarea alegerilor locale în două tururi de scrutin va ajunge la instanța de contencios administrativ și se va da un termen de judecată, astfel încât dosarul să fie trimis Curții Constituționale a României și să fie tranșată problema. Gorghiu a explicat duminică la ProTV că în pofida scepticismului unora este timp suficient pentru ca instanța de contencios administrativ să trimită dosarul la Curtea Constituțională, care să dea o decizie astfel încât alegerile locale să se desfășoare în două tururi de scrutin.